poliția. Ia. Da, vă invităm de seară la stația 13. Spectacolul în regia lui Alexandru Perusu, care ține acum de corul și e tare entuziasmat că se va juca spectacolul la Focșani. Credeam că e cineva de la Focșani care filmează. Avem aici prieteni de la TVR, Iași. Scuze, eu gata am venit să pun de corul. Da. Acum puteți vorbi altfel în cazul ăsta. Păi nu, acum puteți și noi scoatem camera să filmăm altfel, știi? Iată, în ce situații l-ați prins pe domnul regizor. Alex, scoate videoproiecția, te rog. Scoate video. Cum se vede? Ia. Dacă avem șfum, putem să facem spectacol, gata. Așa, să nu mi-i vorba, zic. Ia-mi bine cum tu, eu sunt o persoană delicată. Bă, ce ai o spun de pauză acolo, da? Da. Și râdeai ca o prostă. Înțelegi? Bine, lega de mine, că eu sunt o persoană delicată. Așa să nu mi-i vorba. Zic mitocanului, nu-ți permit, domnule, să te numi. Da, spun mai clar. Nu-ți permit, domnule, să te înaintezi mai mult la un așa afrat. Și când erau, adică... Cochetează. Îmi găsește nenea Dumitrache, un bărbat mai de onoare. Așa. Decât un ete. Așa. Okay. Bun, putem să facem cu trecere de la situația aia la situația asta? Ana Maria, nu te grăbi aici, lasă-i un pic să-i văd pe ei și după aia, da? Așa, au ajuns acolo, s-au giugilit un pic, s-au pupat, după aia, ai. Hai! Ai! Am scos premiera la Casa Caragiale. După aia am primit invitația asta să participăm la festivalul Bucureștiului Caragiale și pe 29 august de ziua mea am jucat spectacolul în cadrul festivalului Bucureștiului Caragiale organizat de Arcup și Primăria Capitalei. Hai să spunem, de ziua ta, tu ești Alexandru de la Chișinău, care a venit aici cu un spectacol montat la București, jucat în seara asta la Teatrul din Focșani. Cum crezi? S-au vândut biletele. Deci jucăm cu sala plină. Atunci când ne-am văzut, mi-ai zis, îți închipui că ar putea fi așa un teatru la Ungheni. La Ungheni nu, dar uite, este la Focșani. Cum îți adaptezi spectacolul de la un spațiu la altul? Noi avem deja experiență în acest domeniu, pentru că noi am jucat spectacolul ăsta mai întâi de două ori la Casa Caragiale, după care a venit pandemia peste toată lumea și noi am fost nevoiți să ieșim cumva să jucăm spectacolul în grădini, în tot felul de spații deschise, iată la festivalul ăsta Bucureștiului Caragiale, am jucat la Brașov, am jucat în alte spații și cumva pentru început era destul de complicat să adaptezi la alt spațiu, pentru că trebuie să adaptezi și mizanscenele, trebuie să adaptezi și luminele, trebuie să adaptezi și jocul actoricesc. Totul trebuie să adaptezi când vii într-un spațiu nou. Dar cum ziceam, asta cumva ne-a și făcut mai, cum să zic, mai flexibil, pe actori a făcut mai flexibil, pe mine ca regizor, pentru că e un exercițiu foarte bun pentru noi să adaptăm la diferite spații, dar e complicat, dar în același timp foarte interesant. Ia uitați-vă ce frumusețe aici. Cine a decis să vină cu spectacolul ăsta aici? Pentru că tu ai mai multe spectacole unde semnezi regia.
Am decis să venim cu stația 13 pentru că, în primul rând, mi s-a părut că e un spectacol foarte dinamic. El, cumva, actorii întâmpină publicul când intră în teatru. E foarte interactiv, actorii joacă mult cu publicul, plus că e Caragiale, care e autorul nostru clasic, și eu iubesc cumva într-un mod special spectacolul ăsta și am decis cu el anume să venim aici. Pentru că vorbim de teatru independent, tu cum îți alegi partenerii de independență, ca să zic așa, partenerii de, cu care faci spectacole? Pentru că am impresia că atunci când vorbim de teatru independent este altfel de relație, nu este doar regizor-actor. La fiecare spectacol îți alegi în mod diferit, adică au fost diferite experiențe cu actorii. La spectacolul ăsta, de exemplu, a fost cumva foarte întâmplător. Ne-am întâlnit. Cu cineva m-am întâlnit, mi-a propus să montez ceva. N-am făcut spectacolul ăla, dar l-am invitat aici. Cu Ana Maria Bercu, am cunoscut-o la Arcu prin doamna Bercu, care este mama ei, și am propus să vin în spectacol. Cu Remu Stănescu ne-am întâlnit, am anunțat un casting pe Facebook și atunci aveam nevoie de un tip care să cânte și la pian și cu vocea, și atunci el a reacționat și cumva așa ne-am întâlnit. Valentina mi-a propus, Valentina Visarion, care joacă în spectacol, mi-a propus să vin să văd Casa Caragiale și cumva pornind de la Casa Caragiale s-a născut și ideea de a face spectacolul ăsta. Și cu Edi Cârlan, noi ne cunoșteam de mai de mult timp și atunci eu l-am invitat direct să vină să joace în spectacol. Dar da, în teatru independent e nevoie cu actorii să fii și prieten. Adică noi suntem pe aceeași barcă în care trebuie să vâslim, pentru că spectacolul ne hrănește, în același timp trebuie să fii și foarte bun. Și unii cu alții ne ajutăm să creștem, să ne dezvoltăm și să devenim mai buni. Pentru seara asta ai emoții sau emoțiile nu mai sunt parte din trăirile tale regizorale? Ba da, am emoții. Am emoții, mai ales pentru actori, pentru că ei joacă într-un spațiu nou și vreau ca spectacolul și spectatorii să primească o senzație foarte bună de la spectacol și să le placă ceea ce facem și să ne mai invite. Și pentru așa tip de emoții avem dai și noi. Tot, da, tot. Da, corect. Bun, hai să vedem spectacolul. Hai să vedem spectacolul. Cati, stai tu bine. Vă invităm în vagoane! Veniți! Pe seara! Are nevoie la foaie. Caragiale e cu o surpriză. Minciună! Tu ești otrăvă, ești măcină, ești lumină. Minciună! Minciună! Pe tine forme cu vieții eu să-ți țin. Bianca, noi suntem la... Bianca, noi suntem la balcon. Noi mergem sus. La balcon sus. Cine merge la balcon? La balcon. Nu am 13. Eu pe 13? Da. Revenești după da. Mine? Da, bine. Eu pe 13. We'll be right back.
când făceam Academia de Artă la Chișinău și noi aveam acolo un examen care se numea bucăți nesătătoare, adică tu făceai singur, alegeai fragmentul, tu îți găseai colegii cu care să lucrezi și tu cumva făceai un soi de regie, așa să o numim. Și atunci, în perioada aia, cât eram la Academia de Arte, am făcut anumite fragmente în care cumva am încercat și latura asta de regizor, clar că foarte prost. Important că atunci era pasiune și cumva pasiunea aceea, în timp, s-a rodat. Eu în 2014 am simțit nevoia să plec din Moldova și atunci m-am gândit că pot să fac master la un ATC în regie, ca să nu mai fac o facultate. Atunci când am ajuns aici, la un ATC, mi-am dat seama că mai bine iau de la zero, e un an în plus, o iau de la zero și fac 3 ani de licență în care chiar pe bune o să studiez în detaliu meseria de regizor. Și au fost 3 ani foarte interesanți, revelatorii, plini de experimente și de lucru. Am avut colegi foarte faini aici, la care am învățat foarte multe. A fost o școală foarte bună aici, la MATC. Doamne, moment. Acțiunea are loc într-un depou de tramvai. Bine, noi am filmat tot într-o singură odaie. Adică noi suntem 3 oameni, stau într-o odaie de 4x4, știi, adică foarte mic spațiu. Ți-am explicat că asta e nebun, că ea vine aici și crede că Covale trăiește aici în continuare și că dacă porți ochelari, poți faci ce vrei cu ea! Și eu îl combin cu citate din Biblie. Adică, de exemplu, după titlul se va numi Depou, și jos va fi un subtitlu gen trăiește-ți viața și lasă și pe alții să trăiască. Da. Deci în perspectivă te căutam și printre regizorii de film. Eu știu, asta a fost o aventură, abar n-am. Pentru că suntem într-o scenă de teatru. De teatru, vorbim despre teatru. Stau cu actorul sau cu regizorul de vorbă? Cu cine? Care dintre ei? Stai și cu actorul și cu regizorul, cu comitent. Până una alta, nu știu, probabil peste mai mult timp sau nu știu, când am să fiu mai bătrân, am să rămân doar la regie, dar acum îmi place și regia și actoria foarte mult. Adică simt că pot să învăț, să îmbunătățesc cumva și din actorie regia și din regie actoria. Bun, și atunci de ce ne-ai revenit la Chișinău? Ca să fii bunul patriei, să revii acasă și să pui umărul la construcția culturii acolo. Ai rămas la București. Păi am rămas la București. Eu în 2018 am terminat facultatea. Din 2018 am mai făcut... Iată, până acum 3 spectacole. Spectacolul de licență a fost în regizorul de Harold Pinter și după ce am absolvit, împreună cu actorii, am decis să-l jucăm în continuare, adică să-l scoatem din facultate și să-l ducem undeva să-l jucăm. Și timp de aproximativ un an, noi am continuat să lucrăm la spectacolul ăsta și să-l jucăm. La Teatru de Artă l-am jucat, l-am jucat și în alte spații independente, am fost cu el și la Craiova să jucăm, am fost cu el și la Timișoara, am fost cu el la Focșani, dacă nu greșesc. Pentru că să absolvești o facultate de regie, asta nu înseamnă că devii regizor. Trebuie să-ți exersezi mult meseria și trebuie în timp să cumva în timp devii regizor, făcând spectacole, exersând și așa mai departe. Și cumva faptul că noi am continuat să jucăm spectacolul ăsta ne-a călit, întărit, ne-a întărit în, și în regie, și în actorie, și în posibilitatea de a ne promova cumva, pentru că în independent trebuie să poți să te promovezi, trebuie să știi cum să te promovezi, trebuie să ajungi la oameni, trebuie să-i chemi să vină să te vadă. După care m-am întâlnit cu o actriță care mi-a propus să fac cu ea un spectacol și atunci nu aveam nicio, nu aveam nici piesă, nu știam ce anume o să regizez cu ea, nici ea nu avea nicio idee despre ce nicio propunere. Și atunci ea mi-a propus să mergem să vedem un spațiu și m-am dus într-un spațiu care mi-a plăcut foarte tare. Spațiul ăla se numește Casa Caragiale. Acolo a locuit Caragiale vreo 2 ani.
și la mansardă cumva iau un spațiu unde au și o scenă și unde au făcut diferite evenimente. Și în spațiul ăla, pe moment, în momentul ăla, am decis, chiar în secunda aia, am decis să fac un spectacol. Nu știam, o să iau o piesă sau habar n-aveam. Și împreună cu o prietenă am scris un scenariu pe baza, cum zic, schițelor lui Caragiale, am luat și poezii de-a lui Caragiale, am luat și monologuri din Caragiale, din anumite piese și am făcut un scenariu care se numește Stația 13, care se joacă și acum și tu ai văzut recent. Pe care l-a filmat noi la Focșani. Da, l-am filmat la Focșani. Iată spectacolul ăla și în 2020. Și cel mai recent spectacol. Și cel mai recent spectacol a ieșit pe 24 februarie anul ăsta. Care l-am făcut după piesa lui Cehov, Ursu, care se numește Călugărița feministă și misoginul modernist. E așa, un titlu care e la, cum să zic, la limita, nu știu. S-a jucat săptămâna trecută la Teatrul Național și eram foarte curioasă să văd cum da, e ce e, tocmai grație acestui titlu pe care l-ai. Da, serios, te-ai intrigat? Chiar sunt curios. Chiar sunt curios. Ce impresii îți dă acest titlu? Bă, să văd ce-a făcut, ce vor ăștia să ne arate. Care este demersul? Da, nu-ți pare că e un titlu mai, nu știu, mai chicios, așa? De unde era titlul ăsta? Nu. Eu l-am inventat. Este un titlu intrigant. Da? Da. Dar cumva asta a fost și ideea, cumva să provoci. Provoc, da. Da. Asta și a fost ideea. Pentru că există și conflictul ăsta de social și cu misoginismul și cu feministele. Dezbătut public. Zona teatrală. Mai ales acum, ultima vreme. Da. Și acum, recent, într-adevăr, l-am jucat la Teatrul Național, în sala media, și următoarele trei spectacole, la fel, la TNB se vor juca. E un spectacol iarăși independent. E produs de Valentina Visarion, care este și actriță și producătoare acestui spectacol. De ce calități mai are nevoie un regizor independent în afară de harul și talentul de regizor? Are nevoie să poată să adune în jurul lui oameni, să poată să motiveze actorii, pentru că nu poți să plătești oamenii, îți dai seama. Adică într-un teatru de stat există salariu. Da. Într-un teatru, în spațiu independent nu există salariu. Există banii care îi faci în spectacol și îi împarți cu actorii. Și atunci repetițiile sunt gratuite. Și iată, o lună sau o lună jumate uneori sau două luni, ei vin la repetiții fără niciun fel de bani, dar trebuie neapărat să-i motivezi cu ideea pe care tu o pui în spectacol, cu pasiunea pe care tu o ai față de meseria pe care, cu care o facem împreună, pe care o facem împreună. Și asta e cel mai important element, să poți să motivezi și poți să, pasiunea ta să o îmbrățișeze și ei. Nu știu, teatrul mai e la ordine. Și o să rămână foarte mult timp. Pentru că unde, dacă nu în teatru, oamenii vin, stau unii lângă alții, foarte aproape, și privesc actorii care sunt pe viu, trăiesc momentele alea acolo, povestesc o istorie, vorbesc despre dragoste, despre ură, plâng, râd, au emoții, tac, aleargă, transpiră, se bucură. Numai teatrul poate să-ți ofere așa o energie vie, o energie vie, născută direct din inima omului. M-am bucurat foarte tare. Este primul meu premiu în viață și da, sunt actorul anului, să zicem așa. E pentru rolul ăsta pe care l-am făcut la Teatrul Fără Lume. Dar hai să spunem că de fiecare dată când sunt spectacole, casa vinde tot, este sold out atunci când vine Alexandru Rusu la Chișinău pentru spectacolul ăsta. Hai să povestim! Hai! Nu vrei să te lauzi, tu vrei să te laudi? Da, laudă-mă tu, te rog frumos! E frumos ce se întâmplă acolo la Chișinău când vii tu să mai iei acasă pentru tine mai la Chișinău? Mai iei acasă. În primul rând, fiica mea este în Chișinău și cumva datorită faptului că sunt tată,
cumva am încercat mereu să păstrez o relație, adică să merg foarte des în Chișinău. Fiica ta care, nu știu, concurentă și ea realizează o emisiune la TVR Moldova și poate devine mai cunoscută decât tine. Păi eu cred că deja e mult mai cunoscută decât mine și decât maică sa. Sau cel puțin așa ne place să credem. Așa sunt părinții, da, e de bine. Da. Da, ea are emisiune, ea a fost mereu creativă de când era mică. Îi plăcea să picteze, îi plăcea să danseze, îi plăcea să cânte. E foarte creativă, Vivien. Și de curând ea a vrut foarte tare să facă un blog pentru copii. Și au început de pe YouTube împreună cu maica sa, cu Dana. După care TVR-ul a văzut emisiunea pe YouTube și a zis că de ce, putem să o producem, să o aducem la TVR. Și uite așa a ajuns în televiziune. Deja cred că are vreo 10 emisiuni date sau chiar mai multe la TVR Moldova. Și are succes. Ea e foarte bucuroasă. Urmărești emisiunile ei? Da, uiți? Eu urmăresc. Eu urmăresc pentru Vivien, eu recunosc. Eu mă uit doar cum ea se descurcă, cum prezintă, cum vorbește, după cum gândește. Dai telefon, să-i dai indicații, să zici. Nu-i dau nicio indicație, spun că e bravo. Și hai să zici, acasă la Sculeni ce mai e? Sau este un punct de trecere doar? Nu, este casa, este mama, este tata. Sunt străzile alea pe care am hoinărit toată copilăria și asta tu știi foarte bine că nu poate să fie scos din suflet și din minte. Și de obicei vine și sora mea. Când merg eu la Sculeni, vine și Nasta cu copilașii, cu soțul și chiar simți așa că la Sculeni se întregește familia. Și acolo ești regizorul sau actorul acolo sunt, Alexandru Rusu? Acolo sunt Sărdunea. Ești Alex sau ești Sandru? Sărdunea, Sasha. Mama când se mai enervează așa pe mine spune Alexandru. E de rău când spune Alexandru? Când îmi spune Alexandru, asta înseamnă că trebuie să fiu mai atent ce fac. Îmi spune diferit. Da, ei vin la spectacolele tale. Da, fost... uite, a fost și la Macbeth, a fost și la My Darling Mrs. Cronk, a fost și la alte spectacole când eram în Moldova. Tot veneau să mă vadă, le plăcea să vină la teatru, să vadă cum joc. Îmi dădeau și indicații pe unde mai bine, pe unde mai puțin vezi, bine. Vezi, tu, Vivien, nu-i dai indicații. Păi, las că Vivien mai întâi să crească mare. După aia o să dăm și indicații. Să-l înțeleagă. Da. Acum ea experimentează și are nevoie mai mult de libertate decât de indicațiile mele. Viitorul legat de București sau de Chișinău? Viitorul, eu nu știu ce legat, dar eu am să merg în Moldova și vreau să fac și proiect acolo. Vreau să ajut și alți actori, poate reușim să facem tot felul de turnee. Trebuie cumva de spațiul ăsta cultural, de unit, de unit oamenii, de făcut proiecte comune, poate studenți între ei să vină să facă tot felul de schimb de experiență și așa mai departe. Eu cred că asta contează foarte mult, mai ales pentru spațiul nostru. Deci am zis că nu vorbim politică. Dar asta nu e politică. Asta e cultural-politic. Asta e cultură. Politica e mai jos un pic decât cultura. Mai întâi cultura, după aia politică. Bine, hai să terminăm aici. Păi așa! Mersi. Mersi eu. Da. Și iată cum... Uite ce frumos a terminat, ai văzut? Actor la cadru.